Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și mi-am regăsit la un nou challenge, iar astăzi Miguel va fi robotul meu timp de 24 de ore, adică Migdală, tot ce zic eu timp de 24 de ore, tu trebuie să confirmi, pentru că ești un robot programat de mine, deci n-ai dreptul la opinii, n-ai dreptul să zici nimic. Atâta să spun, dacă te pune mama mamilor, mamelor, să faci ceva rău și să te întoarce roata. Băi, eu știam că tu nu ești programat să zici astfel de... Am înțeles, șeful. Așa ce am și eu, vezi că drumul spre casă e pe acolo, prin boschez, pe lângă gard, aia zic. Așa via, bravo viața mea, bravo. E îmbrăcat în larmă cavajul cu ravastră. Stânga, robot, stânga, ca să vii spre casă, stânga, frate. Bravo, frate. Nu mai ies de acolo, mă, cavajul cu ravastră. Bravo, frate, ia uite-l, bă, că e descurcăreț robotul ăsta. Frate, și dacă tot ești robotul meu timp de 24 de ore, vreau și eu ceva din tomberonul ăla, frate. Dă-și mie ceva din tomberonul ăla. Hai că ești așa, ești tomberonist. Ce mănânci tu din tomberoane? Ia, frate, și pune înapoi, de ce faci mizerii? Șeful, de ce ești, nu recunoști la lume că mănânci din tomberoane, șeful? Ia, mă, și pune la loc, mă, taci, mă, din gură. Vezi că e o frunză acolo, bă, e o frunză în stânga. Ia și pune-mă în tomberon, mă, că așa se face, mă, așa e frumos. Acum, șeful. Așa. Bă, ia frunza, mă, bă, vino cu aici la mine. Ia frunza și pune în tomberon. Nu fă de astea cu mine, că așa. Așa viața mea, așa, vezi că e învățat, zici, îmi pare rău, bravo. Măi, robot program, vino mai încoace, scade șurubule dacă mergi mai repede. Vino cu aici mai repede, să arăt ceva. Deci, programat să merg atât de repede. Stai pe loc, ia oprește-te, bă, în soare, stai pe loc, dă-te mai în pas înapoi. Ia stai aici, frate, mă întorc imediat, dacă am puțină treabă și mă duc să... Stai acolo, frate. Stai acolo, frate, mă întorc imediat, stai acolo. În cap, ajut cu rabasă, ce-i fac azi, nu sunteți pregătiți pentru ce urmează azi. Vede ce-i fac azi toată ziua. Băi, Miguel 2.0, stai pe loc, nu te mișca. Stai așa să focalizezi camera, deși atent aici. Stai așa puțin, da, frate. Stai pe loc, poate te miști, stai o leacă să... Ce ai pe aici? Asta nu se trebuie, frate, lasă-l aici. Da, șeful. Ce mai ai pe aici? Oho! Oho, bani! Portofel, e bun. Da, așa, șeful. Nu se trebuie așa ceva, că tu ești robot și roboții ți poartă telefoane, roboții se fac telefon. Nu, șeful. Așa ce și așa mă gândeam și eu, frate. Hai că se aude o mașină. Stai acolo, frate, că stai, da, bine. Da, șeful, am înțeles. Stai, frate, acolo, că stai bine. Șeful, ajutor, șeful. Să-l luăm pe loc, mă, ți-am zis să-ți miști. Șeful, nu mă mi șeful. Ce face șeful? Mica, frate, ce-ți fac? De o leacă. Șeful, am costat 100 de euro, șeful. Contează, frate. Șeful! Frate, păcă șeful. Păcă piciorul. Stai, mă, pe loc, ți-ai zis, te miști. Șeful, mi-ați rupt închetura. Mă, nu iese, mă, băga mea și piciorile de papuc. Stai, ce pute să mă bată, mama. Asta aruncăm acolo. Stai așa, nu, stai, frate. Dă un pic, gata. Mulțumesc frumos. Stai, ne mișca, nu te mișca, băi, ți-ai zis să te miști, măi. Roboții nu se mișcă așa de capul lor. Ți-ai zis să te miști. Hai, frate, vină cu aici, mergi. Gata, șeful. Așa, Adina, aia zic. Hai să mergi la plimbare, frate. Și telefonul ăsta văd eu ce fac cu el, că ție nu-ți trebuie. Hai să mergem, vine cu aici. Am înțeles, șeful, să trăiți. Dar ce lanț de aur ți-ai cumpărat? Îți stă bine. Hai pe aici, vine cu aici. Era o mașină de poliție acolo, da? Da, e mașina de poliție acolo. Nu știu dacă ai voie să mergi ca robotul, da? Ne vedem acum. Îi zic că mă dor picioare de șeful. Bine, șef. Ce să fac, șeful, dacă mă dor picioarele, dacă n-am bani să-mi iau altele mai bune? Păi nu aveai de unde, aveai 15 lei în buzunar. Dacă o să regretați așa ceva, șeful. Taci, mă, din gură, ți-am zis eu să vorbești, ești programat să vorbești. Vorbești când zic eu. Hai pe trecere. Am înțeles, șeful. Așteaptă puțin. De fapt, nu mai așteptă, hai, dă-i înainte, lasă așa. Hai. Ce s-a întâmplat? Nimic, șeful, mi-am zgâriat tălpile de pe. Mereu am fost curios să văd cât costă un iPhone 12. Hai, mă, vino cu aici. Cred că noi suntem mai ok. Să spin de la castani, n-are nimic. Hai, că ai picioare de fier. Vino cu aici. Da, am înțeles, gata. Stai, mă, ca robotul, ce ți-a zis să saluți oamenii?
Ți-am să salut oamenii, bine cu aici, că am găsit ceva mișto aici. Am ajuns la Amanet, mânca pe ajgura voastră. Hai să vedem cât ală valoră la iPhone-ul ăsta, mânca pe ajgura voastră. Hai să vedem la Amanet. Bună ziua! Bună ziua! Luați și telefoane? Și așa un preț, cam cât ar costa un iPhone 12, puteți să-mi spuneți? Un aproximativ. Nu e Amanet aici. Am înțeles, mulțumesc. Da, din păcate n-am aflat cât îți costă averea. Băi, dar ți-am zis să stai cu mâine în buzunar. Hai mă, vină cu aici. Robot, deschide și mie ușa cu melene. Am înțeles ce pot să plec. Hai, intră! Numai magazin de sculți n-a mai fost, care ăsta a fost peste tot. Am fost la magazin să cumpăr ceva, că mai putem de sete. Ia stai mă, stai pe loc, stai pe loc, să-mi spui și eu la oameni ce s-a întâmplat, ține la aici. Și uite, am aici iPhone-ul. Am încercat să-l dau, dar din păcate nu am reușit, pentru că nu, n-a zis nimeni ce, cam cât ar costa un iPhone. Bă, tu ce faci, mă? Bă, tu ai voie să bei ultima, am dat și pe jos, mâncava jucura voastră, băi. Tu ai voie să bei așa ceva, mă, tu nu ești robot, mă? Dă-mă dopul ăla în coabă, ia puri dopul. Are rău șeful. Aaa, păi dacă facem de astea, băga-mi și piciorul. Facem de astea. Mă, eu am vrut să fiu om cu tine, să... Eu am vrut, n-am avut ce face cu asta, așa să-l pun înapoi în buzunar. Dacă faci de astea, da, să-l dai de acolo, că mie nu-mi trebuie. Acum hai, ia sticla și hai, hai acasă. Pică psihic azi, psihic azi, dar ce am făcut mâncava și curava. Ca să mai zic ce a pățit în magazin, că am mers în magazin, așa. Hai, drăguț, știi, uite, nu mai e nimic, ai pierdut ceva, frate? Frate, da? Nu rămânești. Frate, partea a doua nu mai facem, frate. Nu rămânești, ascultă la mine. Ca robotul, nu mai comenta, că nu ești programat să comentezi. De șeful, mi-e pare. Așa, așa mă gândeam și eu. Da, șeful. Ia zi, poți, mai ești supărat? Nu, șeful. Ți-a trecut supărarea, ți-a trecut nervii. Nu, șeful. Bun, băi, Miguel, fii atent aici, cum deci m-am gândit așa, în primul rând, cum veneam eu încoace, m-am gândit că dacă n-ar, că ai vrut să bei, băi, dar stai mă locul, mă, n-ai, ai energie prea multă? Da, șeful. Eu m-am gândit că da, dacă tot ți era sete și nu vrei să, na, nu puteai să bei apă, că te strici, că urginești. Da, șeful. Și uite, ți-am pregătit aici ceva, am cumpărat ceva magic. Este niște ulei. Da, șeful. Și înțeles, șeful. Și este o delicatesă pentru roboți ca tine. Șeful. Ia și bea ulei, hai. Înțeles, șeful. Să te bată Dumnezeu. Ce gust are? Băi, șeful. Nu e bun de nimic ca șeful. Nu e bun, este? Era cei de pere cel mai ieftin ulei, șeful, o să ruginesc. Nu-ți place? Bine, frate, și acum cât te-ai încărcat, uite, fii atent, ți-am pregătit cârpa asta, că nu degeaba ți-a dat o mână, ca să știi tu cât de aia ești robot, știi, ca să faci tu curățenie. Că... Așa, așa. Așa, în patru labi, dacă așa, și dă-i drum acolo, că eu am puțină... Trebuie să mă pun o leacă ca obosi cât a mers. Șeful, nici nu vă dați seama ce să urmeze pe dumneavoastră, va trebui să ștergi și pe afară, pe stradă. Da, băieți, din câte v-am zis, ăsta e meu praznic, așa robotul, nu-l băgați în seabă, că așa mai face el, știi, prostii. Mă, e rău de treabă el așa. Cred că vă pun să avut... Mă, dar taci, mă, din gură, mă, ți-am dat eu comandă să vorbești. Când ți-am zis să taci, taci. Mă, când ți-am zis să taci, taci. Vă arunc un corn în... Băi, când ți-am zis să taci, taci. Gata, că asta e comandă, da? Șeful, cred că dacă vă dau una, cred că zburați pe geamul ăla. Vreți să încercăm să... Vreți să învățați șeful să zburați? Uite, băi, robotul ăsta cred că l-a tăraz, n-am, cred că n-a fost ulei, e bun să mor dacă vă mint. Da, șeful, cred că vreți să zburați pe geamul ăla din parte. Mă, taci, mă, și dă bine, vezi că a rămas niște urme acolo în spate. Alo, în spate, la ușă. Nu vrei să-ți rămână ție niște urme pe față? Vezi că a rămas niște urme acolo la ușă, frate. Poate vreți să vă rămână dumneavoastră, șeful, niște urme pe față, cred că doriți așa ceva. A rămas niște urme, frate, uite aici. Eu cred vezi? Că și pe fața. Bă, pe aici, băi, robotule, pe aici niște urme. Așa, așa, Doamne ajută. Ce, mă? Nu miroase. Roxane, vino cu aceea să vezi ce mi-am cumpărat. Roxane, vino cu aceea să vezi ce mi-am cumpărat. Uite, îți place robotul meu pe care l-am cumpărat? Ups. A, de asta facem, nu? Îți place ce mi-am cumpărat? E robot de bucătărie. Iată. Mă, dar taci, mă, gata, că n-ai să taci, taci, că asta e comanda. Șeful, vreți un mop să vă dau un cap? Hai, fă-ți acolo treaba, așa, 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 bravo. Așa, așa, bravo, 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 așa, așa, așa. Cum e, Roxana, îți place noul robot de bucătărie? Șeful. Băi, dar e prost, mă, robotul ăsta, să mă bat mama. Cred că trebuie să-l duc din fabrică la ea, are niște defecțiuni. Cred că trebuie să-l pun un pic pe pauză. Ia, vino cu acea, unde e butonul ăla de pauză, mă? Nu la șeful, ups. Ce om prost. Aici ai butonul de pauză. Da, așa. Băi, Miguel, stai așa un pic, viața mea. Stai pe loc, viața mea, că văd că te-ai cam cocoșat așa un pic. S-au ruginit fiarele. Deci, iată-te aici, din câte la știu eu... La uleiul ăla ți-am zis că este sărac, domnul.
De la ulei, a? Deci o sărăcie, ce să vă cer la Băi, eu știu că roboții sunt destul de puternici. O sărăcie care dumneavoastră n-a... Băi, sărăcie, eu știu că roboții sunt puternici, nu-i așa? Da, șef. Ia, haide, acum mergem mâini. Hai, mergi, dacă robotul. Uite, mă, crucade, mă! Ăsta e robot puternic, mă! Hai, măi, ce faci? Hai, dreapta, dreapta, la dreapta. Hai, la dreapta. Tot înainte, ne. Băi, ce faci, mă, nu înapoi, înainte, hai. Băi, comandă, mă, hai. Cai de-o călcat din boschet, să mă bat mama, dacă mă mint. Hai, migdala, hai. Ce faci, frate, gata? Băi, robotule, ești cam slab așa, frate. Așa, dă-i înainte, hai. Hai că eu te susțin din spate, hai. Un pas înainte, trei înapoi, Miguele. Gata, mă, las că ajunge, hai. Ca robotul, hai, hai, ca robotul, hai, că am o idee genială. Hai, ca robotul, hai. Am înțeles. Nu mai poți, gata? Să-ți o sărăcie, șef. De ce, mă? Ți-a dat ulei de aia de săraci? Da, șef, s-a întors în stomac. Îți iese ulei, frate? Da. Băi, fratele meu, o șurub, stai așa, da, puțin, șef, pe loc, tablul îndoită, stai așa puțin. Șef. Fii atent aici, deci, dar de ce ții mâinile așa? Stai, nu, normal, da, așa mă gândesc. Mai fac și așa, șeful. Ce faci? Mai fac și așa, șeful, știi, să vreau să la bătaie. Aha. Păi, supărici, fii atent aici cum facem. Deci, având în vedere că tu ești din tablă, da, din fier, din așa, din oțel, din ce ești tu, dragostea ta ar trebui să fie o, da, un tomberon, nu o tablă. Da, orice metal, nu? Eu zic, da, să te duci să faci o declarație de dragoste. Da, unui mai trece oameni pe stradă, dar nu contează, frate. Te duci aici, da, în public. Nu la asta, că asta e mai așa, ult, prima. Prima din față. Așa, și te duci și faci tu o declarație. Îți place de ea? Voi shit. Știi că voi shit. Așa o cheamă? Sunt încântat, foarte încântat de cunoscut. Mai trec oameni pe stradă, dar nu contează. Aș dori să ne întâlnim. Așa. În alt loc, mai... Mai intim, mai retras, așa. Se poate, vă rog frumos. Aș fi vrut să-ți propun ceva foarte minunat pentru tine, pentru că știi că nu te-am înșelat deloc în viața mea. Decât opa, de opa, ai, să... ai planuri seara asta? Nu știam căsătorii. Oooo, cereri în căsătorie, nu se poate așa ceva. Este cereri în căsătorie. Băi, să știi că dacă o aduci la mine acasă, eu nu te primesc cu ea. Vreau să-ți bag mufan încărcător. Ce zici? Vrei să... Știi? Te-a scuipat. Hai, mă, nu fi dezamăgit, măi, frate. Hai că mai găsește alte șuruburi, stai liniștit. Alte table mai sunt, frate, în viața asta, crede-mă. Uite, este acolo un stop, știi? Gen, mai sunt. Mai sunt, stai liniștit. Este pe stop, șeful, nu vedeți că este pe stop, nu poate face șeful. Nu contează, uite, mai sunt pe acolo garduri, mai sunt mai... Și mai ai de cine sunt drăgosti, nu se termină viața aici. Ai înțeles? Nu se crede așa ceva. Aia e, se mai întâmplă. Și chiar mirosea bine, aparte Băi, ne-am tras puțin pe dreapta, mă, în cavajul groaba asta, că bate vântul afară în ultimul hal, nu știu dacă se vede. Ideea este în felul următor, domnule Migdala, domnule robot, șurubu, avem un magazin aici de piese auto, nu știu dacă se vede, piese auto, se vede piese. Migdala, trebuie să te duci înăuntru și să ceri ulei pentru roboți, pentru că ai zis că uleiul meu de acasă nu-ți place, așa că zici și tu că ai nevoie de... Hai că eu încerc să filmez, hai Migdala, fă-ți talent. Are ce-ți trebuie? Bună ziua! Bună ziua! Aveți ulei de robot? Ulei de robot? Da, da. Care robot? Robot fel umanoid, adică avem, am un robot. Și am gen stilul la om, așa micuț. Se mișcă singur și are nevoie de puțin ulei pentru că îi se închid încheieturile, adică nu ridică. Ulei, dar nu știu ce ulei să vă dau, că așa am și dincolo, de mașini, de... Și cabluri de încărcare n-aveți, nu? Adică un tip de cablu de încărcare, care are un anumit tip. Tip. Stai să mă arăt ce... Așa. Reluare mai mare, așa, nu știu, eu, nimic ca la telefon, așa, e groasă rău. Hai să mai încercăm aici, dacă nu venim înapoi. Ok. Vă mulțumesc. La revedere.
Domnule robot, cum te simți? Șeful. Cum te simți? Era să mă prindă că sunt robot șeful, dar eu am fost foarte inteligent. Băi, poate vă întrunși dacă se vede bine. Ideea e că am încercat să filmez destul de bine, nu știu dacă s-a văzut foarte clar. Hai să facem aici popas, domnule robot. Vreau cu acem. Ok, băi și fete, băi, cam asta a fost și challenge-ul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare, mare like, un share, un subscribe. Vrei să arunc capul pe tine? Gata, gata, treci la normal pentru că aici se termină și acest challenge, mă, ca v-a jucura voastră. N-a reușit să strângem 24 de ore robot, pentru că asta semnea să treacă și noaptea, dar efectiv nu mai aveam ce probe să-i mai dau. Nu am mai găsit ce să-i mai dau și ce să-i mai dau să facă. Dacă vreți partea a doua, la eu pe canal, bineînțeles, să facem 4.000 de like-uri, după cum are și Migdala, dacă facem la acest episod 4.000 de like-uri, o să mă vedeți pe mine, robot, iar el va fi stăpânul meu, bineînțeles, dar sper să nu se ajungă acolo. Da, ce să zic, eu am fost Gabi, alături de Migdala, o să vă las câteva secvențe în care am încercat să-l înfășor efectiv în folie de aluminiu, să meargă pe stradă în folie de aluminiu, însă din păcate n-a reușit, bătea vântul foarte tare, folia o lua vântul, deci a fost jale, s-a rupt folia, în fine. Chase the cheese like I'm that mouse. I don't need a bitch for a rebound. Gabi, dacă te supezi? Salut, frate. Dar nu-i iată. Ce folie bună! Bă! Mă, ce fain! Bă, ce folie e asta, mă, pe bune? Bă! Nu cred, nu ar putea. Acum câteva zile am descoperit că voi stați în Odobești. La tine mă uită mult. Ba băieți, nu cred că a trebuit la ziță. V-am pat! Ceau bă! I'll be on my way, don't expect a callback. Seasonal change, I won't fall for all that. By the way, I can let her get him away. Go, go, tell him. And my back smell like piss.